În ultimii patru ani, numărul cazurilor de cancer a crescut în țara noastră. Tumorile maligne afectează din ce în ce mai des practic toate organele. Conform Biroului Național de Statistică, care a publicat datele de Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului, în 2018 peste 83.000 de moldoveni suferau de diferite forme ale cancerului. Raportul constituie o analiză a evoluției acestui număr pentru patru ani în perioada 2014-2018. Astfel, dacă în 2014 au fost înregistrate 954 de cazuri de tumori maligne ale glandelor mamare. În 2018, acest număr a crescut la 1125 de cazuri. Cancerul la sân, astfel, este cel mai răspândit tip de cancer. Urmează tot pacientele femei cu tumor la colul și corpul uterin, 745 de cazuri în 2018. Anual, cancerul e responsabil de peste 9,6 milioane de decese la nivel global. Până în 2030, experții estimează că decesele cauzate de cancer vor crește până la peste 3%. 13 milioane pe an. Asta înseamnă mai mult decât HIV, SIDA, malaria și tuberculoza împreună.